Potrivit directorului Casei de Asigurări de Sănătate din Botoșani, medicul de familie din Drăgușeni, care funcționa sub formă de societate comercială, a trimis toată documentația online în prima jumătate a lunii. Dar, din cauza acuzațiilor care au fost aduse, reprezentanții instituției au hotărât să-i respingă dosarul. Mai ales că ei au fost cei care au și reclamat situația către poliție după un control amănunțit al activității cabinetului din ultimii 2 ani. Înțelegerea dintre 2 furnizori pentru a obține fonduri nelegal duce la rezilierea contractului și la interdicția de a mai încheia contract timp de 5 ani. Acum, nu suntem în situația în care să reziliem un contract pentru că nu l-avem încheiat, dar nici nu putem încheia un contract în condițiile în care de la început acesta are condiții de reziliere. Și atunci, în aceste condiții, a fost respins. Asta s-ar fi întâmplat și la Drăgușeni, unde medicul de familie ar fi prescris, iar farmacista eliberat și decontat aproximativ 800 de rețete de medicamente pentru copii, în valoare de aproximativ 850.000 de lei. Totul s-ar fi întâmplat în perioada 2016-2017. Neregulile au ieșit la iveală de la o suspiciune a angajaților de la Casa de Asigurări, care au transmis mai departe raportul către poliție, iar aceștia, la rândul lor, au început o anchetă. În aceste condiții, mai nou, comuna a rămas și fără farmacie. După scandalul în care a fost implicat, administratorul societății nici măcar nu a mai cerut să reintre în relații cu instituția. Sigur că la Drăgușeni poate veni orice medic care își organizează un cabinet medical de medicină de familie în condițiile legii, nu este nicio problemă. Și în toate celelalte localități din județ în care nu este medic de familie. Cazul este în derulare și, potrivit unor surse, deja aproximativ 30 de persoane au dat declarații la poliție. Aproape toți ar fi spus că n-au trecut niciodată pe la cabinetul medicului, deși în documente figurau ca pacienți.